Ne propunem rezolvarea următorului exercițiu. Efectuați 2 radical din 3 supra 2 radical din 3 plus 3 minus 6 supra 5 plus 3 radical din 3, totul împărțit la 2 radical din 3 supra 6 minus 1 supra 2 radical din 3 minus 3. Ne rescriem exercițiul. 2 radical din 3 supra 2 radical din 3 plus 3 minus 6 supra 5 plus 3 radical din 3, totul împărțit la 2 radical din 3 supra 6 minus 1 supra 2 radical din 3 minus 3. Pentru început vom raționaliza numitorii fracțiilor pentru a putea duce la numitor comun și a putea obține o împărțire de două fracții. La prima fracție avem 2 radical din 3 plus 3, deci vom amplifica cu conjugata 2 radical din 3 minus 3. Cea de-a doua fracție, 5 plus 3 radical din 3, amplificăm cu conjugata 5 minus 3 radical din 3. În cea de-a doua paranteză avem 2 radical din 3 supra 6, numitorul este număr rațional, deci vom raționaliza numitorul celei de-a doua fracții, 2 radical din 3 plus 3, conjugata. Este egal atunci în continuare. Avem în paranteză 2 radical din 3 ori 2 radical din 3 minus 3 supra 2 radical din 3 plus 3 ori 2 radical din 3 minus 3, folosim formula a plus b pe lângă a minus b este a la a doua minus b la a doua, adică 2 radical din 3 la a doua minus 3 la a doua. Minus cea de-a doua fracție, 6 ori 5 minus 3 radical din 3 supra, la numitor avem 5 minus 3 radical din 3 ori 5 plus 3 radical din 3 este 5 la a doua minus 3 radical din 3 la a doua, totul împărțit la, în cea de-a doua paranteză avem 2 radical din 3 supra 6, nu am amplificat această fracție, deci o rescriem pur și simplu așa cum avem, minus 1 ori 2 radical din 3 plus 3, care este 2 radical din 3 plus 3. Supra, la numitor avem 2 radical din 3 minus 3 ori 2 radical din 3 plus 3. Este 2 radical din 3 la a doua minus 3 la a doua. Egal în continuare cu. Efectuăm calculele. În prima paranteză, 2 radical din 3 ori 2 radical din 3 este 2 radical din 3 la a doua minus 2 radical din 3 ori 3 este 6 radical din 3 supra 2 radical din 3 la a doua 4 ori 3 care este 12 minus 3 la a doua care este 9 minus în continuare cea de-a doua fracție 6 ori 5 30 minus 6 ori 3 radical din 3 este 18 radical din 3 supra, la numitor avem 5 la a doua care este 25 minus 3 radical din 3 la a doua, 3 la a doua este 9, radical din 3 la a doua este 3, 9 ori 3, 27. Împărțit în continuare la, în cea de-a doua paranteză avem 2 radical din 3 supra 6 minus 2 radical din 3 plus 3 la numărător supra 2 radical din 3 la a doua care am văzut este 12 minus 9. Este egal în continuare cu 2 radical din 3 la a doua este 12 minus 6 radical din 3 supra 12 minus 9 care este 3 minus 30 minus 18 radical din 3 supra minus 2 împărțit la 2 radical din 3 supra 6 minus 2 radical din 3 plus 3 supra 3 este egal în continuare cu. În acest moment, în cele două paranteze,
Nu mai avem de efectuat înmulțiri și împărțiri, deci este cazul în mod normal să aducem la același numitor. Să vedem însă dacă nu se poate și mai ușor, deci cu efectuarea mai puținor calcule. De exemplu, prima fracție este 12 minus 6 radical din 3 supra 3. În această fracție se poate scoate un numitor, un factor comun, pe 3. De ce pe 3? Deoarece și la numitor avem 3, ar fi 3 pe lângă 4, minus 2 radical din 3, supra 3. Acest factor comun ne permite simplificarea și deci eliminarea fracției, deoarece 4 minus 2 radical din 3 supra 1 este 4 minus 2 radical din 3. Același lucru este posibil și în cea de-a doua fracție, unde la numărător putem scoate factor comun pe 2. Pe lângă, din 30 ne rămâne 15, minus 18 împărțit la 2 este 9, radical din 3, supra minus 2. De asemenea, 2 și minus 2 se simplifică, la numitor rămâne minus 1, totul împărțit la 2 radical din 3 supra 6 se poate simplifica. 2 cu 6 și ne rămâne radical din 3 supra 3 minus 2 radical din 3 plus 3 totul supra 3. Caz în care avem numitor comun între cele două fracții. Este egal în continuare cu. În prima paranteză am eliminat fracția. Este 4 minus 2 radical din 3 supra 1 care e 4 minus 2 radical din 3. Cea de-a doua fracție, 15 minus 9 radical din 3 supra minus 1, minusul din fața fracției cu minus 1 de la numitor, devin plus 1, devin plus 15 minus 9 radical din 3. Totul împărțit la, avem în cea de-a doua paranteză, radical din 3 pe 3, minus 2 radical din 3 plus 3 supra 3. Același numitor, descădem numărătorii. Radical din 3, minus. Minusul în fața celor două numere va schimba semnul lor, deci minus 2 radical din 3 și minus 3. Totul supra 3. Este egal în continuare cu. În prima paranteză, avem 4 plus 15, care este 19. Minus 2 radical din 3, minus 9 radical din 3, este minus 11 radical din 3. Împărțit la radical din 3 minus 2 radical din 3 este minus radical din 3 minus 3. Totul supra 3. Este egal în continuare cu 19 minus 11 radical din 3, care îl putem scrie 19 minus 11 radical din 3 supra 1 pentru a vedea mai ușor calculul cu fracții. Împărțirea la o fracție înseamnă înmulțirea cu inversa ei, deci ori 3 supra minus radical din 3 minus 3. Este egal cu 3 ori 19 minus 11 radical din 3, totul supra 1 ori minus radical din 3 minus 3 este minus radical din 3 minus 3. Egal în continuare cu. Înainte de a efectua orice fel de calcul, putem scoate minus 1 factor comun la numitor, minus 1 pe lângă radical din 3 plus 3, iar la numărător avem în continuare 3 ori 19 minus 11 radical din 3 și minusul poate ieși în fața fracției, deoarece dacă avem a supra minus b, este egal cu minus a pe b. Deci este minus 3 ori 19, 57, minus 3 ori 11, 33, radical din 3, supra radical din 3 plus 3. Astfel, am obținut rezultatul care are la numitor un număr irațional. Amplificăm cu conjugata, radical din 3 minus 3. Este egal în continuare cu minus 57 minus 33 radical din 3 pe lângă radical din 3 minus 3. Totul supra, la numitor avem radical din 3 la a doua, care este 3, minus 3 la a doua, adică 9.
este egal în continuare cu minus, la numitor avem minus 6, iar minus, minus 6 va fi plus, și efectuăm calculele dintre cele două paranteze, 57 radical din 3, minus 57 ori 3, este 171, 33 radical din 3 ori 3 este 33 ori radical din 3 la a doua, care este 3, deci minus 99, și minus 33 radical din 3 ori minus 3 este plus 99 radical din 3. Este egal în continuare, am spus, avem a supra minus b, care este minus a pe b, cu minusul din față este plus, deci totul supra 6 și semnul este plus. 57 radical din 3 plus 99 radical din 3 se pot aduna, este 156 radical din 3, minus 171 minus 99 este minus 270, deci avem minus 270 plus 156 radical din 3. Să vedem în continuare dacă nu cumva la numărător putem scoate factor comun pe 6 pentru a simplifica întreaga fracție. 270 este divizibil și cu 2 și cu 3, deci se împarte cu siguranță la 6 și atunci merită făcut calculul pe o ciornă. 270 împărțit la 6 este 45, deci 270 poate fi scris ca 45 ori 6, deci avem minus 45 ori 6 plus 156, de asemenea e divizibil cu 6, 156 împărțit la 6 este 26 și atunci 156 este 6 ori 26 radical din 3 supra 6. Scoatem la numărător factor comun pe 6, pe lângă, minus 45 plus 26 radical din 3, totul supra 6. Astfel putem simplifica cu 6 și eliminăm fracția. Scriem mai întâi numărul pozitiv, 26 radical din 3, minus 45. Acesta este rezultatul calculului.